Execută Băjenaru, minge respinsă de Ghinga, Pilibaitis greșește și ce șut! Ce șut prinde aici Stoenac Benga, va fi trimis în propriul, în propriul teren, cam agresiv aici în duelul cu Nixul, este 2-1, cine s-ar fi așteptat? Greșeală și a lui Pilibaitis, mingea îi cade perfect în față. Un jucător tehnic. Tănase. Răzvan Marin își pune mingea, șutul lui Răzvan Marin, gol! Gol! Viitorul! Ce șut prinde Răzvan Marin! Un șut de kilogramă și este 1-1 în minutul 10. O execuție splendidă acestui mijlocaș care se află în vizorul stelei. El și Florin Tănase sunt doriți în Ghencea. Iată un argument. Cerniauskas pe bancă privește acest gol. Nimeni nu a ieșit însă în întâmpinare. Foarte târziu apare. Super marcat de King, a avut o pătrundere în prima repriză. Ce mutări să mai facă Regekamp, care pare blestemat la această a doua descălecare la Steaua. Intră Adi Popa la Steaua, dar 3, 4, 5 reluări nu vor fi suficiente pentru a revedea această bijuterie a lui King. În urmă cu vreo 3 ani la Toplevic, marcat super. Laurențiu Regekamp la această fază fixă, Regekamp pare să fi cerut o centrare, ba nu, e până la urmă o minge mișcată pentru Tamaș! Oh, ce bombă a lui Gabi Tamaș! Șut fantastic! Nici o șansă pentru Caparco, vine de nicăieri acest gol! Minutul 35, Steaua trece în avantaj în urma unei faze fixe. Șut de fotbal britanic aici. Terenului acum o centrare respinsă de Durimel, Gabi Mureșan, gol! Ce torpilă prinde Gabi Mureșan! ASEA Târgu Mureș egalează unul dintre cele mai frumoase goluri marcate în acest sezon, un gol care ne aduce aminte de reușita lui Usman în doi din partida cu CFR Cluj. Un drop perfect prins de Gabi Mureșan, venit din spate în viteză, lovește mingea așa cum își dorește și Naumovski, nu mai are ce face. Imediat sunt pedepsiți dinamoviștii pentru greșeala făcută în apărare ceva mai devreme. Margine, ne vom lămuri imediat. Alex Munteanu pregătește șutul, gol! Gol, 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 gol! Fabulos! Ce gol marchează Alex Munteanu! Una dintre reușitele campionatului! Este 2-2 Pandurii Gaz Metan! Fantastic ce meci face Alex Munteanu, dublă pentru el!
Abia aștept relorile. Am văzut un super gol marcat în prima repriză de Sân Mărtean. Iată însă ce execuție din partea lui Munteanu, el aproximativ 25-27 de metri. Obișnuite ale Stelei din această întâlnire, urcă și Pap, să vedem, se încumetă să șuteze Paul Pap! Centru, nimeni nu se mai gândea să-l introducă. Revedem faza cu șutul lui Pap, extraordinar, prinde mingea. La acea combinație cu Budescu, Alibek își pregătește șutul, gol! Fabuloasă reușita lui Denis Alibek. Văd că nu are absolut nicio șansă. Un șut minunat al golcheterului de la Astra. Denis Alibek restabilește egalitatea în minutul 13. Doar al doilea gol al sezonului în Liga 1 pentru Denis Alibek, însă el este copilul de aur al Astrei Giurgiu, al lui Marius și Mudică în special, omul care practic l-a făcut pe Alibek să joace cel mai bun fotbal al carierei sale. 1-1 după doar 14 minute aici la Giurgiu, un gol absolut fenomenal. Alibek aproape de pe loc șutează cu stângul, imparabil. Primește Onofraș, bună această pasă pentru Țigănașu, șut puternic, gol! Probabil că este golul etapei, cel marcat de Alexandru Țigănașu. Formidabilă execuție. Nici lui Sorin Cârțu nu-i vine să creadă cum a reușit Țigănașu un asemenea gol, o reușită de senzație a fostului jucător de la Astra Giurgiu. Extraordinar golul lui Țigănașu, a primit mingea, n-a stat mult pe gânduri până să lovească balonul și din minutul 21 este 1-0 pentru CSMS Iași. Extraordinar! Încă o minge trimisă pentru același Nedelcearu, mai bună, îi lasă în spate lui Rotariu! Oh! Doamne Dumnezeule, ce execuție! Minutul 84, unul dintre cele mai frumoase goluri marcate în acest sezon. Golaso reușit de Dorin Rotariu! Acolo a primit gol Cerniauskas, a deranjat din nou Paianjenul și Rotariu. Super gol marcat de Rotariu, nicio șansă, cred, pentru niciun portar din lume. Ce traiectorie frumoasă! Fülop șutează! Gol! Lasso! István Fülop!
Fulop. Formidabilă execuția lui Fulop. Bornescu, simplu spectator, și Botoșaniul revine la viață. Revine în joc echipa lui Leo Grozavu după asemenea execuție. Voluntariul are motive să se îngrijoreze, pentru că Fulop a reușit o veritabilă bijuterie, o execuție perfectă. Iată-l pe mijlocașul Botoșaniului găsind drumul ideal spre vincul porții lui Bornescu. Reacțiile puteți afla în direct pe Look TV la emisiunea Fotbal Look, moderată de colegul nostru Sergiu Penciu. Să vedem această fază. Voiculeț, gol! Cuțiare de carul Aseaului, uluitor, incredibil, incredibil, un gol magnific, un gol de pus în ramă, o execuție de nota 10. Nu are putere Voiculeț să se bucure, probabil nici el încă nu și-a dat seama ce gol marchează. Golul care poate readuce pe ASEA Târgu Mureș la finele acestui etape pe primul loc, o execuție excepțională. O verticalizare a lui Artean, Munteanu poate fi periculoasă, Munteanu, gol! Alex Munteanu, formidabilă execuția mijlocașului dreapta de la Poli Timișoara, senzațională, reușită în minutul 2. Alex Munteanu îl vede pe Vâtcă puțin ieșit și trimite o torpilă, uluitoare execuție. 1-0 pentru Poli din minutul 2, e primul gol pe care CFR Cluj îl primește după 6 etape în care a câștigat de fiecare dată la 0. Acea minge, până la urmă, a respins cu genunchiul și a făcut-o bine. Avansează Mihalache cu șut de la distanță. Gol! Ce torpilă trimite Marius Ovidiu Mihalache în minutul 48. Înscrie al doilea său gol în acest retur, în această ediție de campionat, după reușita din meciul cu Universitatea Cluj. Dacă atunci înscria la o bâlbuială din marginea careului mic, Florin Iacob, iată, își face cruce. Nu cred că a mai văzut în viața sa un asemenea gol. Mihalache și Voicu, veteranii lui CSM Iași, se îmbrățișează. Ce reușită! Este poate golul primăverii în Liga 1, deși mai avem 8 etape cu tot cu partidele din această rundă a 28-a. Iată șutul perfect al lui Mihalache. De la mai bine de 30 de metri, parcă așează mingea cu mâna în vinclul porții. Cu acest corner la colțul scurt, din nou mingea este respinsă de Toma și șutul la Toplevic, gol! Execuție senzațională a lui Iasmin la Toplevic, omul care a punctat cu returul cu Dinamo Tbilisi, înscrie un super gol formidabil. Șutul lui la Toplevic la aceeași poartă Tănase marca un gol frumos contra lui Dinamo, returul sezonului trecut. Acum la Toplevic înscrie, cred, unul dintre cele mai frumoase goluri din debutul acestui campionat. Ar putea fi chiar golul campionatului, deși ne aflăm în etapa a patra. Nimic nu poate fi mai dificil decât o execuție din voleu, 25 de metri, o adevărată bombă. Un șut absolut fenomenal și Steaua deschide repede scorul, ceea ce poate fi în avantajul ei. Mingea a venit pe mijlocul porții, dar Bălgrădean pur și simplu nu a văzut acest trasor.